Codrule fecior frumos, codrule fecior frumos, ce ești tânăr și umbros, ce ești tânăr și umbros. Păste tine ploaia pică, dar nici o frunză nu strică. Atunci când toamna vine, numai atunci când toamna vine, mai pică frunza din tine, mai pică frunza din tine. Bate vântul și o duce, cine știe unde ajunge. Da-ți-e rău să nu-ți pară, da-ți-e rău să nu-ți pară, că-ți dă alta-n primăvară, că-ți dă alta-n primăvară. Da, tinereța la mine niciodată nu mai vine. Ție frunza-ți-n verzăște, ție frunza-ți-n verzăște, mie părul-n cărunțăște, mie părul-n cărunțăște. Toamna mândru-n gălbinești, primăvara înverzăști. Ce bine codre de tine, că nu-mi bătrânești ca mine. Noiacătă, bună dimineață, vă spunem din nou, dragii noștri de aici, de la Cluj-Napoca, orașul de pe Someș. Bună dimineața, bună dimineața, faină în dimineața asta, cu oțel de ploaie, dar... Cu oțel de ploaie mai multă, zicem noi, de la anime, de la Institutul Național de Meteorologie, nu glumi, dragii mei, chiar vă zic că vremea se răcește și asta, drept dovadă, am venit dimineața așa, că m-am strâns și așa, știi? Da, dar asta ne-a făcut să ne trezim și acum așa, suntem așa, zici? Fresh. Să nu te crezi după aia că ți-e frig, da? Apoi nu mi-e frig, că mi-am luat dejesubt. Ți-ai luat cămașul. Sunt îmbrăcată. Așa. Nu mi-e frig, e bine. Zi de 15. Uite că deja suntem la jumătatea lunii aprilie. Ce zici, repede a trecut și luna asta, deja jumătate. 15 aprilie, la mulți ani, celor care astăzi vă sărbătoriți. Ziua de naștere. Oare sunt? Sunt. Păi trebuie să fie. Fiecare zi, da, fiecare zi s-a născut cineva de ziua sa. A, așa, dacă ne uităm în calendarul zilei să vedem cine s-a născut. Hai să vedem asta în și s-a renăscut și evenimente. Ia ziua mondială a diagnosticării diabetului. Da, astăzi, 15 aprilie. Și în Danemarca, astăzi este sărbătoarea națională. Națională. E fain acolo. E fain. Ai fost? Da, măi, să știi că o să-mi propun să mă duc. Da, am auzit că e clima aia așa din nordic, de, știi, un pic, dar mai bine aici la noi, știi? Că deocamdată dacă... aici, la matinal. Eu, dar la... mai bine m-aș duce într-o țară exotică, acum așa, corect, la Bermudii, la Maio, așa, să știi, pe plajă, dimineața. Haide! La frigul ăsta de aici, dar mai bine rămânem aici, oricum e săptămâna mare. Dar știi că sunt multe persoane care merg în mini-vacanța asta de Paște, în diferite locații. Deci, merg așa? Nu? Da, păi eu, sunt multe oferte, dacă bine știu eu. Dar nu e mai bine să stai în țară la tine, sărbătorești Paștele, ca și acasă, nu-i nicăieri. Poți să mergi tu unde mere, că tot mai bine acasă. Nu? Te duci la udat, Marcel? La stropit, poate ai vrut la să stropit? Așa, așa la se stropit, zice? Da, no, eu la udat, știu. Păi, a doua zi de Paște. A doua zi de Paște. A doua zi de Paște. Păi vedem noi ce-o face. Deci, pe acasă? Păi, eu aștept de tot, sigur că da. Așa, nu? Și păi, câți? No, nu, eu câți? Păi, nu vrem. Vedem. Cât de mulți? Și cât de mulți, așa. Cât de mulți să fie. Iată, așa. Hai să spunem telespectatorilor că și astăzi răspundem la telefon. Vă rugăm și vă invităm să ne sunați, să ne spuneți cum stați cu lucru, cu pregătirile pentru sărbători și să vă felicitați. Așa că 0264 431 231, am învățat și eu numărul de telefon pe de rost. Vă așteptăm să intrați în legătură cu noi. Ia uite să vezi că avem un telefon. Hai. Doamna Micle. Bună dimineața. Paling, bună dimineața. Bună dimineața. Dar ce faceți, doamna Micle? Dar voi bine, ia, abia m-a așteptat să vă văd pe ecran, cu sticlă. Ne bucurăm tare mult. Doamne, ajută-vă.
Cum e treaba pe acolo, pe la Copanii? Frigii pe acolo? Frigul și pe aici e frig, dar nu. Nu așa de tot tare. Dar nu, acum... Ce să facem? Ne-a fost și bine, trebuie să ne fie și mai greu un pic. La Cluj până astăzi ne zice că e 11 grade, așa, și în zonile să mai răci vremea. Și au avut dreptate ce o să zic de la... Și se pare că și de Paște avem tot așa vreme mai... Așa să zice, da. No, bine. Aș dori o priceaznă dacă cumva vezi cu doamna Dorina Oprea. Doamna Dorina Oprea? Da. Trebuie să avem acolo, trebuie să avem. Pe Dorina Oprea cu priceazne, așa, dar eu am pregătit parafila bărbos, ce ziceți? Și asta e bună, și, dar dacă ar fi Dorina, mi-ar fi mai... Doamna Michele, o căutăm, nicio problemă, dacă o avem cu tot dragul, vai de mine, că așa ne place nouă să... Astăzi e săptămâna, pe data de 8, a fost și ziua mea de naștere. La mulți ani! Să fiți sănătoase, Doamne ajută-vă, la mulți ani! Mulțumesc mult! No. Sănătate, vă doresc sărbători frumoase să aveți. La fel și dumneavoastră, să fiți sănătoși și sărbători fericite să aveți. Mulțumim, o zi bună. Doamne ajută, așa. No. Bogdan, e vezi dacă e Dorina, doamna Dorina Oprea pe aici, pe la noi, pe la Someș, că cred că, după cât e știu eu așa, dacă nu avem pe Rafila Bărbos o priceaznă faină, vorbea Iisus pe o colină, așa, am pregătit pe Gavril Ciciovan cu Simeon Pop pe Valea Someșului, e așa. Iosif Rusu și da, Adelina Boita. O găsit pe Dorina Oprea. Da? Doamna Micle, o găsit-o pe Dorina Oprea și la Someș TV. Și cum se numește? Că parcă e o priceaznă faină așa. Când te-am văzut, Iisuse. Așa se numește priceazna cântată de Dorina Oprea. E pregătită, doamna Micle, așa că m-am salisă cu dorința. Așa. No, dacă te ziceam că... Văd aici cum să recunoști carnea proaspătă de miel. Dragii mei, o să vă dăm această știre în această dimineață. Fiți atenți că să nu vă trezesc cu altceva în loc de miel. Nu zic ce... Știi? Că te aștepți la atâtea... Ai, nici bine povestit în ziua de astăzi, cine știe ce cumperi, că nici nu știi ce cumperi din magazin până la urmă. S-au expirat, sau altă carne decât ceea ce-i pe raft, care scrie într-un fel și când colo, faptic e altfel. No. Da, și după aceea te duci la spital, doamne. Vezi să nu vă păcăliți când faceți cumpărăturile de Paște, dragii mei. Și mai cu ponderabilitate, așa, un pic, nu, tot să umplem coșul, să avem de paie, știu că pe masă de Paște trebuie, da, numai exact ce ne trebuie, că după aia aruncăm atâta mâncare, să aruncă în lumea asta ni sute de mii de tone de mâncare. După ce? Așa, numai să stea, că eu obicei nu-mi place să o țin în frigider mult. Da, dacă gătesc o zi, maxim și la revedere. Nu-mi place, nu, mai bine o iau proaspătă, mai bine o iau bună, așa, și să o mănânc atunci, nu mult și prost, decât puțin foarte și bun. Foarte corect, abia aștept să vedem no. Ce ne... Dorina Oprea, acum. Acum o să ne cânte Dorina Oprea pentru doamna Miclea, o priceaznă, când te-am văzut, Iisuse. Când te-am văzut, Iisuse, cu spini încoronat, erai tot plin de sânge, la moarte condamnat. Mergeai cu crucea în spate, prin ploaie și prin vânt. În urma ta, Iisuse, măicuța ta plângând, plângea sărmana, plângea neîncetat, că fiul ei cel dulce la moarte-i condamnat. Cu chin și cu durere, cu sufletul amar, te conducea sărmana și suspina în calvar. Cu crucea în spate, Doamne, pe munte cum mergea,
E grea peste măsură, dar n-aveai cui s-o dai. Te conducea Iisuse mulțime de popor, la care tu în lume le-ai fost de ajutor. Mergeai cu crucea-n spate pe drumul cel spinos, despulți și fără haine, iubitul meu Hristos. Cădeai mereu sub cruce, căci greu te apăsa iubita ta măicuță, mereu te întreba: o, fiul meu cel dulce, de ce mi te-au legat? Ce le-ai greșit în lume, cu ce i-ai supărat? Iar tu, Iisuse bune, la moarte o sândit, priveai la ta măicuță și astfel i-ai grăit. Ție îți spune măicuță, de azi eu fiul tău. Eu plec la al meu părinte, la bunul Dumnezeu, la apostolul cel dulce, așa i-ai cuvântat. A mea măicuță bună, în grijă eu ți-o las, de astăzi înainte să fie mama ta. Privește-o tu, Ioane, și poartă-i tu grija. Așa ne-a cântat această priceaznă frumoasă Dorina Oprea când te-am văzut, Iisuse, dragii mei, săptămâna mare, săptămâna patimilor, da. Așa că ne conformăm și noi, atât și dumneavoastră, pentru că în această săptămână trebuie să fim și mai buni, și mai așezați, și să nu ne supărăm, să nu vorbim urât, vai, cât e și cât e. Să nu gândim urât, să nu gândim, să nu urât, gândim rău. Să, na, și astea, așa e sufletul omului, dragii mei. Adică câteodată nu știi ce faci sau cum faci sau ce faci și e bine să-ți dai seama de greșeală. Că dacă nu mergi așa din greșeală în greșeală, da, corect. Apoi nu-i prea bine. No. Așa, bun. Așa. Și dacă vremea așa cum e, dragii mei, așa și oamenii, sau odată e așa, odată e așa, asta e viața. Cum să recunoști? Faină-i viața, da, așa. Dimineața. Faină-i viața dimineața, dar noi vă spunem că dacă, te v-am zis de aici din ziarul Libertate, iată, cum să recunoști carnea proaspătă de miel și mai ales să nu vă trezesc cu altceva în loc de carne de miel. Nu vă spui că după aia, adică hai să vă spui că ăsta e un adevăr scris, ai grijă să nu ți se vândă o pulpă de ham-ham. Știi? De ham-ham. Atenție! Doamne. Iată, când cumpărați carne din magazin, carne de miel, dragii mei, cumpărați sau de unde vreți să cumpărați, numai din spații avizate sanitar-veterinare. Adică nu de oriunde așa, că da, trebuie să ai pe masă și până la urmă te trezești cu altceva. Verificați ștampila, dragii mei, pentru că pe carne trebuie să fie o ștampilă. Așa, carnea se marchează cu ștampila sanitar-veterinară, care aceasta, că, nu, no, care, ce?
Unde? Vedem. Care atestă că animalul sacrificat este sănătos. Ștampila poate fi ovală sau rotundă și conține următoarele date. Numele țării, scris cu majuscule România sau codul ISO ai țării cu exemplu RO, codul județului, numărul de autorizare a unității, numărul de identificare a medicului veterinar. Așa că studiază atent carnea, mai ales că dacă este proaspătă, nu are miros, este rozalie și elastică în atingere, nu lipicioasă, așa. Ca să fii sigur că ficatul, inima și rinichii nu provin de la alte animale, atenție, cere negustorului să ți le dea direct din carcasa mielului. Încă ceva. Organele se alterează mai repede, atenție, decât carnea, așa că dacă au un iz, oricât de ușor, nu sunt proaspete. Iată câteva trucuri pe care să le știți când cumpărați carne de miel. Da, 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 da. Vezi, când sunt cele mai spectaculoase vânzări la carnea de miel. Dacă nu țineți cont de aceste sfaturi, nici nu o să aveți cum să mergeți apoi la protecția consumatorului, nu? Așa, așa e, așa e. Și după ce ai cumpărat-o și nu-ți dai seama, păi poți să te duci unde vrei, că nu mai ai dovada că de unde ai cumpărat-o și ca să poți să faci reclamație. Da, și așa. Destul de... aici cu ștampila, știi, sunt cam multe date acolo, da, care trebuie să le urmărești acolo pe ștampilă, să vedeți dacă e reală. Da, într-adevăr. Da. Uite aici, în Libertatea... Auzi, zice Bogdan, că cel mai bine e la stână direct. Da, și asta e. Și acolo. Da, dar știu că și oamenii pe vremuri și care stau în mediul rural și au vecini cu oi sau miei sau așa mai departe, acasă se sacrifică și... Dar totuși sunt persoane care nu au stână în apropiere. Cei din mediul urban, așa, care își mai au... Și nu știu, să meargă la magazin. Așa, păi în alte părți vedem pe la televizor că îi... Păi pe marginea drumului, pe marginea șanțului, păi am atât... Te trezești cu altceva. Doamne, ferește. Știi? Asta e lumea în care trăim. Mai bine, uite, dacă să fiți atenți, dragii noștri, dacă nu primiți bon fiscal, pe unde mergeți, pe la restaurante, știu eu, bei și mănânci gratis. Deci dacă mie nu mă aduce bonul, comand. Așa, comand și nu mă aduce bonul. Știți? Așa. Deci... No? La revedere. Nu mi-ai dat bon. Păi stați că acum vi-l aduc, la revedere, am ieșit și am plecat. Și așa că aveți tot dreptul să beți și să mâncați gratis bonul și... Da, și aici e o întreagă poveste, că e o propunere legislativă. Păi da. Ar fi bine să fie pusă în aplicare, nu? Da, păi așa era. Așa e normal, nu, da. Așa e normal, deci trebuie să primești bon de consum. Adică bonul care consuma, nota de plată și bonul. Atât am consumat, atât am plătit. Deci nu, la revedere și cu asta basta. Da, așa e. Marcel, n-am spus astăzi de pagina noastră de Facebook. Păi acolo e. Trebuie să o știți. E tot acolo. Acolo e afișată pe ecran. Someș TV, faină viața dimineața. Faină viața, sănătoasă e viața imediat. Astăzi e marți. Păi cine se pregătește să ne aducă în fața noastră și în fața dumneavoastră, dragii mei, producătorii care fac produse tradiționale, produse bune, sănătoase, ca și sănătate. Asta apropo de miei de la stână. Da, vezi? Da, da, uite, da, încă da. O idee ca să o aducem telespectatorilor. Așa. Producători de cărniță sănătoasă. Da, așa este. Și, până la urmă, Giulia tot este pregătită cu sănătate în tăte. E la 8:30 acolo. Vedeți cine vine în studio la noi. Și luați aminte că astea sunt lucruri adevărate, dragii mei, de unde să cumpărați. Ce să cumpărați? Pentru că contează mult sănătatea noastră. Cum te alimentezi? Zice, nu? Ca să nu te îmbolnăvești, Doamne fere, am tot felul de produse, tot felul de pungulițe, pungușoare și mai ales asupra sărbătorilor, când lumea, magazinele sunt aglomerate, atunci... Reducerile sunt reduceri, chiar am auzit la radio, fai de capul meu, atâta reclamă, n-am auzit, acolo e mai ieftin, nu cumpărați de nicăieri mai ieftin ca și de dincolo. Dilema cifrei 99, știi? Da, da, da. 3,99 lei, tu nu te uiți acolo că merge la magazin și reducere, fai de mine, acolo cât? 20%, 30%. Și în vâltoarea asta a reducerilor, să vezi cum se cumpără produse expirate sau... Da, 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 că nu ești mai atent. Vai, și când colo ți-o redus cu 2 bani.
sau cu tribani. Da. No, asta e treaba. Dar atenție mare, dragii mei, acum să produc treburile mai faine, așa în ghilimele să le zicem, că sunt care speculează, sunt care știu că în această perioadă se fac cumpărături multe și mărunte și multe, speculează și atunci zice, opa, hai cum lumea vrea să-și cumpere, să facă, să-și dreagă, să aibă pe masă, așa, și reducerea aia de 2 bani sau de 1 ban, așa. Și tu zici, hai că mai cumpăr, mai pun încă ceva în coș, că așa. Aia am luat-o cu reducere și aia am luat-o cu reducere, să adună, știi? Da, știi ce, când te trezești la un moment dat cu atâtea, știi, și cât poți să mânci, eu nu pot să-mi dau seama când îi văd, mă duc și văd așa când își umplu coșurile, dragii mei, cărucioare întregi și până la urmă, mai mult de jumătate arunci. Da, ei se aruncă, sau... că stăm, să uscă, să alterează, să e veche, nu e mai bună, dragii mei. Se deci, mai întâmplă și... strictul necesar, ce mai... și dăm o grămadă de bani. Mai sunt și intoxicațiile astea, știi că da. Multă lume ține post și pe urmă când e dezlegarea, nu, când se poate mânca în ziua de Paște tot ce poftiți sau ce ați poftit, așa. Mâncați cu poftă și... Pe urmă urmările da. Sunt, trebuie să mergeți la spital. No, Doamne, fete, am știi cum e cu sărbătorile, cu consumul de alcool, cu mâncare, apoi mâncăm, apoi din care au postit. Că au zis și doctorii, așa, da. Care au postit și după, dintr-o dată se aruncă așa la maioneză, la ouă, la carne. Carnea de miel e foarte grea, e cea mai grea și carne. Și ouăle sunt... Așa. Și făcând abuz, te poți trezi că ori... te umfli, ori nu te mai umfli, ori te duci la spital, ori te... Îți dai seama ce specialiști am devenit noi, ce sfaturi. Da, eu știu ce am pățit și eu, că de rău le-am trăit treburile astea. Așa da, că și am tot auzit... Așa, și numai te trezești că... 112, la spital, Doamne ferește, nu-i bine. Am da. Adut-o moderat așa, ponderat și zic eu, e foarte bine. E foarte bine așa. Asta, apropo, da. Tot povestim de sănătate și pentru că urmează rubrica lui Giulia Dodea, da. Dar și pentru că este ziua mondială a diagnosticării diabetului. Diabetului. Uite, fără să vrem, intrăm în detalii și de sănătate, nu? Care sunt mai bolnavi așa de diabet și cât sunt așa și cu medicamentele și cu... Da. Este boala vârstei, cum s-ar zice, și cum zicea și domnul doctor Pop. Apoi dacă nu ți-i cont cât ești mai tânăr să se rezerve așa, să nu faci abuz, nu ți-i cont și la un înainte da, de vârstă că te trezești că te îmbolnăvești. Diabetul ăsta nu se face numai din mâncare. Păi nu se știu face că este din... și pe bază de stres. Păi și aici te atunci ce poți să mult? Faci? Că vrei, nu vrei, te stresezi, nu-i așa? Cum să-ți oprești stresul? De aici te îmbolnăvești, de la stres, da. De la stresul ăsta de zi cu zi, așa, că mai ușurel, că tot e merg acolo unde trebuie. No. Hai să vedem cine e născut astăzi pe 15 aprilie în 1452, dragii mei, Leonardo da Vinci, iată că pictor, sculptor, inginer și arhitect italian, renascentist. A decedat în 1519. 1879, Teodor Capidan, lingvist român. Lucian Bolcaș, politician, român, domnul Bolcaș, mai îi, da, mai îi. Așa, atunci. Și 1946, Zamfir Dumitrescu, politician român, așa. Zice domnul Bolcaș, am văzut în Jurnal Național, sunt naționalist în pofida conotațiilor abjecte. În avocatură nu ești numit, ci ești primit. Mm-hmm. Mm-hmm. Astăzi da. Este ziua dânsului și s-a scris despre un dânsul articol în Jurnal Național. Național. Da. Așa. Noi, dragii mei, am dat datele importante așa ale zilei și mai avem multe de povestit și din Transilvania Reporte, Jurnalul Transilvaniei, Ziarul Transilvaniei, dragii mei, lucruri foarte, foarte interesante, vă spunem și în această dimineață. Și plus că sănătate în toate o pregătim pe Giulia Todea. De fapt, e pregătită, nu o pregătim noi, până nu mă se pregătea. Încurajăm. Încurajăm, așa, să vă aduc aici în studio oameni faini care fac ceva bun și sănătos. Noi am pregătit pe Gavril Ciciovan, acum... cu Simeon Pop, pe Valea Someșul, adică cântă nepotul cu un cheașu până la urmă, și pe Rafila Bărbos, dacă te v-am promis ieri sau alaltă, ieri mai știu că o doamnă a cerut pe Rafila Bărbos, vorbea Iisus pe o colină. Sănătate în tăte, cu Giulia Todea urmează la faine viața. Dimineața. No, hai să venim.
ceasului. La 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 la. Trezorile dorului. La 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 la. Trece lângă, le privește și la mine se gândește. Dorul și mai potolește dorul. Mândra mea, la 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 la. Trec someșul cu lucrea, la 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 la. Ea așteaptă să mă vadă când trec poarta la o gradă, lângă mine să mai șadă durul. Ți-i strag mândruță-n spune, la 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 la. Că te iau cu mine luni, la 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 la. Trece-o sobe și-unapoi, mândră tragă amândoi, îi duce acasă la noi, măi mândra mea. Cât îți vrea să-ți vezi acum, trece-o iară someșul și ți-a trece urâtul, măi mândra mea. Hipocrate spunea, alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Sunt dr. Radu Pop și vă invit să descoperim împreună secretele sănătății. Viața este mai mult decât contabilizarea unor zile, luni și ani. Este mai mult decât o înșiruire de evenimente pozitive sau negative. Zilnic trebuie să luăm decizii care ne influențează prezentul, dar mai ales viitorul. Încotro ne îndreptăm? Cine ne controlează viața? Cum arată viitorul? Fără perspective, viața nu are sens. Demeter Daniel, împreună cu invitații săi, analizează sensul și perspectiva vieții în fiecare marți de la ora 17. Vă aștept! Actualitatea someșană vă aduce în față oameni aleși sau uniți pentru a găsi soluții. Invitați care vor răspunde întrebărilor ce frământă societatea în care trăim. Sunt Ioana Jeler și vă invit să urmăriți Actualitatea someșană numai la Someș TV. Hipocrate spunea, alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Sunt dr. Radu Pop și vă invit să descoperim împreună secretele sănătății. Să traducem ce s-a lăsat, cine știu, ipotecă, gaj, etc. Da? Dacă are vreo sarcină asupra lui, pentru a putea ști ce cumpără. Trebuie să aibă grijă și de aceste instituții, să nu dea în ele la modul la care o face. Pot fi cele mai importante elemente. Ce vrei mai mult decât să recunoască partea adversă? Trăiește frumos! Bucură-te! Învață cum să fii un părinte bun. Sunt Camelia Pogăcean și vă invit să-mi fiți alături în fiecare vineri la Viața de Familie.
Rafila Bărbos, dragii mei, vorbea Iisus pe o colină. Iată că faină viața dimineața cu
muzică excepțională, pentru că este și săptămâna mare, ne pregătim sufletește și trupește pentru a întâmpina sărbătorile pascale. Așa. Așa că lumina sfântă de la Ierusalim adusă cu un avion la București, într-o candelă specială. Da. Zice că o delegație a Patriarhiei Române va aduce cu un avion special, cu binecuvântarea prafericitului Părinte Patriarh Daniel, sâmbătă 19 aprilie 2014, lumina sfântă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Mă rog, și spune din cine merge după lumina sfântă. O să vedeți dumneavoastră mai multe detalii așa, în de jurnalul sfinte, național, de acolo, da, tot de la locul sfânt. Da. Pentru că ne pregătim și de noaptea învierii, așa că lumina sfântă este adusă exact de la locurile sfinte, de la Ierusalim. Dragii, deci foarte frumos. Altfel. Așa, trebuie. Abia aștept noaptea de înviere. Întotdeauna mi-a plăcut, așa mi-era de drag să merg, oricât am fi de obosite, femeile zic că, femeile acum în perioada asta tot muncesc și asta este... Dar ce numai femeile? Cum numai femeile? Păi și bărbații, mai... Femeile muncesc mai mult, dar cum zice Giulia, femeile trebuie să și gătească, trebuie să curățenie... Care știu găti. Care nu comandăm de pe la... Păi mult mai ușor așa, se comandă așa. Și cu produse sănătoase. Asta e foarte important. Asta e foarte important. Adevărul e că dacă nu faci acasă produse, dacă nu gătești, dacă nu gătești tradițional, dacă nu folosești produse sănătoase... Nu știu, astea din comerț. Ce vine de acolo, nu m-am miros de... Ioi, dragii mei, ce... Ni se pregătește asta. Micul dejun astăzi, Marcel. Cu produse sănătoase, bio, așa făcute ca lumea. Ai de mie. Asta e sănătate în tăte. Asta e viața adevărată. Asta faină e viața, dimineața. Așa. Când ne aduce Giulia oameni... oameni producători tradiționali. Așa, și dacă tot suntem la rubrica ziarelor, dragii mei, iată din Transilvania Reporte, ziarul de Transilvania, ce apare o dată pe săptămână, iată vreau să vă spun că pentru iubitorii de film, Clujul pare să fie din nou fruntea cinematografiei din România. Tot un articol interesant de aici, din Transilvania Reporter, da, pentru că este centru cultural și mai ales că filmul își face din ce în ce mai mult loc aici și mai ales că TIFF-ul și anul acesta va fi o reprezentație foarte, foarte frumoasă și, zic eu, diversificată. Uite, ce frumos, copiii în biserică, un alt articol. Da, tot de aici, din, pentru că dacă tot mergem la biserică și să mergem așa cu sufletul deschis și cu inima curată, zic eu, și copiii sunt... Cum spunea și Iisus în Biblie, lăsați copiii să vină la mine. Da. Iată că să-i duceți la biserică, dragii mei, pentru că ceea ce văd în lângă noi duc mai departe. Este un lucru simplu. Nu? Așa că să-ți dea Dumnezeu să ai un copil. Corect, Doamne, și ajută. Să te bucuri de câte... O să vezi, nu spun mai multe, că o să vezi... Toată lumea zice că sunt sentimente nemai întâlnite. Și să-l duci la biserică. Da, cu siguranță. Așa, bun. Ne pregătim de produse tradiționale, dragii mei, și de sănătate în tăte până la urmă. O așteptăm aici pe Giulia. Masa e pregătită. Așa. Dar până atunci invităm pe telespectatori să ne sune. Da, nu uitați, dragii noștri, noi suntem aici și răspundem bună dimineața, faină viața, dimineața. Așa, am pregătit și pe Iosif Rusu cu Adelina Boita. Ni s-a cerut într-o dimineață tot această melodie și noi și în această dimineață o difuzăm, pentru că este așteptată de la Frata la Hăjdate. Așa ne cântă Iosif Rusu și Adelina Boita. După a venit cu sănătate, sănătate în toate. Da, da. A.
place. Mândresc că sunt lepăsace. Ce la frata la își dace. Mândresc că sunt lepăsace. Și la fiecare casă nu-i căci o fată frumoasă. Una mie mai dragă mie, care-i glas de ciocârlie.
De la frata la hăjdate, așa ne-a cântat Iosif Rusu, dragii mei, în pauza asta cât au cântat Iosif Rusu și Adelina Boita, să vedeți discuția ci cu agricultura, cu producătorii, cu produsele, sănătatea. Cu sănătatea, așa. Dacă tot vorbeam din articolul ăsta din Transilvania Reporter ieri dimineață că agricultura ne salvează pe toți, adică tine și bătrâni. Pe asta e drept, dragii mei. Dar vreau să vă spun că e de lucru acolo. Ca să muncești, ai și rezultat. Asta e un lucru simplu. Asta ne-a demonstrat și în această dimineață la Sănătate în Tătie, dragii mei. Bună dimineața, Giulia. Bună dimineața. Bine bună dimineața. Așa. Bine pe cine a dus în această dimineață? Bună dimineața și invitatei noastre, Daniela Frătean. Mulțumesc. Care ne-a adus? Ce ne-a adus? Adevărate preparate tradiționale, gustoase, sănătoase. Să ne spuneți, vă rog, ce ne-ați adus în această dimineață? Caș de oaie, urdă. Deci asta, da. Asta este urda. Telemea și brânză de burduf. Brânză de burduf. Știm cu toții că pregătirea acestor preparate din lapte de capră, de oaie, reprezintă adevărate îndeletniciri. Cât de greu sau cât de ușor este să pregătiți atâtea bunătăți? Nu este foarte ușor, fiindcă eu am și magazin la Cluj și trebuie să fiu zilnic la Cluj. Unde aveți magazinul? În piața Mihai Viteazu, fosta piața Mihai Viteazu, piața Leu, se numește acum complexul Leu, la Dana Lart. Și mai am încă un magazin deschis de o lună de zile, pe Detunata, la numărul 5, unde sunt foarte mulți bătrâni care nu se pot deplasa și le vine bine aceste produse. Și sunt foarte încântați de ele. Le livrați și acasă, la cerere? Sau încă sunt? Nu. Încă nu, dar vă gândiți la posibilitate. Viitor, da, dacă va fi și varianta aceasta, de ce nu? Ținând cont de câte proprietăți și câte vitamine conțin aceste tipuri de brânzeturi, sunt extrem de recomandate pentru toți. Prin ce procedee obțineți brânzeturile? Ceea ce v-am adus astăzi sunt produse de oaie, da. Avem o fermă de oi și telemeaua se produce din lapte de oaie, cașul iarăși tot nu este amestecat cu absolut nimic, numai lapte de oaie. Deci produse bio, eco, tradiționale. Fără conservanți, fără adaosuri, fără absolut nimic. Deci exact cum sunt lăsate de la mama natură. Da. Știu că aveți și doi copii, un băiat de 25 de ani și o fetiță de o fată de 18 ani, care mi-ați spus înainte de a intra în direct că vă ajută foarte mult. Da, fără ei, cel puțin și fără soțul, care el este baza acasă, nu le-aș putea avea toate astea și nici nu aș putea să... Să vă descurcați de una singură, pentru că e multă muncă. El este acasă cu animalele, cu ciobanii, chiar de multe ori el le face telemeaua și cașul, fiică mea când este în vacanță mă ajută și ea, chiar și cu mâncarea la oamenii care vă ajută. Noi, da? Deci produsele Dana Lact sunt produse făcute de familie, de copii, de soț, de dumneavoastră. Da. Mi-ați zis că fiica dumneavoastră face urda. Da, și soțul. Vă dați seama? Când e în vacanță, ea la 18 ani să facă urdă. Mulți nu știu cum arată urdă. Da. Nici la gust? Nici la gust, dar rămite să o prepari tu la vârsta de 18 ani. Știm că e o vârstă foarte... Multe fete sunt prin alte părți. Exact. Vreau să vă enumăr câteva dintre avantajele brânzeturilor și anume că previn apariția osteoporozei, scad riscul de cancer, ceea ce e extrem de benefic, înlătură stresul, deci mâncați cât mai multe brânzeturi de la Dana Lact ca să nu mai fiți stresați, să nu mai fiți ranchiunoși, nervoși, previn apariția cariilor dentare, deci sunt recomandate a fi folosite calciu. Și pentru, au foarte mult calciu pentru copii. Sunt foarte concentrate în calorii, deci sunt pline de vitamine. Eu aș completa cu ceva, dacă îmi dați voie, doamna Dana. Da. Pregătiți o mămăligă la cuptor cu brânza asta. Vă invit acasă și vă fac și un balmoș. Da. Cu ciorbă de salată sau de lobode. Da. Și cu jântuială. Și cu jântuială. Și jântuială găsim. Jântuială și zăr va fi din belșug. Numai să vină să cumpere. Deci... Și la un preț foarte, foarte ieftin față de alte locuri unde este jântuială. La noi este numai... Dacă se poate spune prețul? Da, sigur. Numai 3 chiar... lei, e ceva și 0 leu. Este ingredientul principal pentru a prepara.
Da. Balmoș. Da. Balmoș. Eu recunosc că da, nu știu așa. Să prepar un balmoș, dar acum învățăm. Las că mergem la doamna Dana la stână, da. Așa, și apoi acolo filmăm la fața locului cum exact. Se face un balmoș. Da, 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 exact. No. Da. Și filmăm la față cum se face un balmoș, cum facem o măligă, un buz de la păjar, așa. Și cum se mănâncă. Și cum se mănâncă, rezolvăm noi, așa. Deci în ceanul mic aveți da. Toată afacerea, da. Unde faceți brânzeturile, da. Unde aveți stâna. Da. Am înțeles. Oameni, mi-ați spus chiar înainte de a intra în direct că aveți și miei de vânzare. Doritorii, miei, da. Unde vă găsesc? Anul acesta, aceste produse le puteți vedea înainte de Paști, datorită faptului că am vândut miei cu 2 săptămâni înainte, fiindcă au fost cerință și am zis că mai bine reușim să dăm și produsele, că trec. Dar la ce preț e kilogramul de carne de miel? Carne de miel pe viu, la 10 lei am livrat, iar 22-23... Deci e mai ieftin, pentru că am văzut că la 25-26 de lei kilogramul. Deci, tăiat eu zic cam să, așa, dar n-am dat tăiat. Să contactați pe doamna da. Daniela Frătean și să vă luați miei sau brânzeturile de la Dana Lact. Eu ce văd, dar ce mai bine, aș lua toată brânza asta așa, câte o țelă din tăche, așa, să fac o mămăligă, așa, să fac așa. O plăcintă bună, să fac tătul proaspăt, așa cum se vede și așa, deci din ochi o vezi, că da, păi să mă și guști. Am gustat-o, deci, e foarte, foarte bună. Chiar am luat așa bucățele. Ce preparate putem să pregătim din brânzeturi? Ne-ați spus de mămăliga cu brânză. Da, plăcintă curdă. Plăcintă curdă. Cașu și mâncat așa, cu ridică, cu ceapă. Trebuie să ducem și alea ca să... Slăină, cașu. Marcel deja. Nu, da. Lasă că vedem noi. Lasă că vedem. Că merg, eu tot acolo stăm asta capul, acolo. Ce vrea ce-ți dumneavoastră, aici, dragii mei, produse... curate, produse așa de frumos miros de aici, de la masă, vă spun, și asta contează, asta e sănătate, de fapt, până la urmă. Pentru că trebuie să mănânci produse tradiționale, produse bio, chiar dacă, cum e vorba, zice, dai un ban... Dar stai în față. Dar... Ești sănătos. Ești sănătos. Foarte mulți clienți apreciază din ce în ce mai mult aceste produse și asta prin faptul, vedem prin vânzări și prin oameni care... Eu cel puțin la Cluj zic că o valoare. Sunt da, doamna Frătean. Sunt clienți da. Care cunosc aceste produse și știu că merită ca să și cred că le natural. Și cântă... Și da. Le și recomandă, cred. Deci aveți magazin în Cluj? Da. În da. Mihai Viteazu, în piața Mihai Viteazu piața și Mihai pe... Viteazu. Da. Deci sunt sigur că la dumneavoastră deci mi și cumpără. Deci și cântăreți că... și politicieni și... Vin să cumpere, da, vin să le adă. Da. Asta contează. Ca și da. Când și... vin cei de la țară și lasă laptele la ușă, o comandă de lapte așa, așa. Da. Așa se duc da. La dumneavoastră la da. Magazin, că da. Știu că găsesc produse tradiționale, produse proaspete, pentru că până la urmă și... să gătești cu produs proaspăt, ăsta e gustul mâncării. Da. Asta e gustul adevăratul gust. Și, da, și reclama o fac la rândul lor tot clienții. Din vorbă da, în vorbă. Din vorbă în vorbă. La o masă invită mai mulți prieteni de unde ai luat aceste produse, de unde... Și spunând, nu mă vin și spune, m-a trimis prietenul cu tare sau cineva doamna care... Doamna frate, vindeți și în piață? Piață, având un magazin. Deci asta, da, am fost în piața veche, care era piața Mihai Viteazu, unde erau toți producătorii. Și de când s-a deschis piața Leu, am acest magazin din 2007. Deci magazinul Dana Lact. Da. Și mai aveți pe detunata numărul 5. Da. Asta e acum recent. Și un număr de telefon la care pot doritorii să vă contacteze pentru a procura produsele din lapte, brânzeturi da. Și așa mai departe. Sau să vă găsească da. Direct la magazin, cel direct bine, la cea cel mai cea bine, numire, nu cu telefon, da. Cel mai la stână. Sau la stână. Da, în cel deci, mic. Acolo, cumpărați miei, cumpărați brânzeturi, sunt prețuri foarte bune, iar calitatea și gustul incontestabile. Da, într-adevăr, așa este, dar vreau să vă spun că discutam de că tinerii și bătrânii, agricultura ne salvează pe toți, pentru că să ai o fermă de oi și o stână de oi, nu-i ușor. Și spuneați că lucrați în familie, da. Copii, iată că dragii mei, ce văd copiii acasă și ce le dați și ce duc mai departe. Și astea nu mă face să ne crească inima, pentru că nu e ușor să ții o stână, nu e ușor să ai oameni, nu e ușor să știi ce ai de făcut. Și mai ales aceste produse pe care dumneavoastră le aduceți în fața noastră și le aveți la magazin și se cumpără cu atâta drag și
să ai în casă produsul proaspăt. Asta e cel mai important. Pentru că e muncă, până la urmă. Trebuie să muncești ca să și... În agricultură nu stai știu la soare, cum e vorba. Apoi că e soare, că e ploaie. Că e soare, că e ploaie... E foarte, foarte multă muncă. Și vreau să mai specific că la, și la magazinul Dana Lart se mai găsește și produse de capră. M-am asociat cu o prietenă care are o fermă de capre. Au câștigat un proiect european și și-o cumpăra capre. Și m-am asociat cu ea și ea vinde produse de capră, deci lapte de capră, de toate. Magazinul e mixt. Da, iată ce spuneți acum. M-am asociat. Da, da. Deci, asta, dragii mei, deci asociația, s-asociindu-te cu cineva... Se cerea foarte mult lactatele de capră și atunci am zis că mai bine ar fi ca să găsesc... Și fiind colegă de clasă cu băiatul meu la un curs de fermieri, băiatul, ea nu avea unde să-și vândă produsele, băiatul zice, mama are un magazin și am împărțit... Ați considerat ca fi oportună asocierea. Da, că era cerință și la aceste produse și atunci am zis că ar fi mai bine... Deci Dana Lact vinde și produse din de lapte de capră și produse din lapte de oaie. Da. Ce poți să-ți dorești mai mult decât să găsești într-un loc? Da, să știți, doamna Frătean, că mămăliga mi-o și pregătesc zipa. Adică făina de mămăliga. Și acolo facem și miel la ceau, nu? Sau da, cum? Da, se poate. Tu știi că te... Știu, chiar știu că sunt foarte trebuie multe rețete. Trebuie să-i promitem că la vară mergem și facem un material, un reportaj la stână și dânsa trebuie să ne pregătească o specialitate. Da. Ce cereți? Da, ați văzut? Abia așteptăm. Așa, bun. Abia așteptăm. Deci, le degustăm. Faină viața dimineața cu produse de la Dana Lact. Deci să-ți începi ziua așa, cu produse de la Dana Lact, chiar o să ai energie toată ziua. Așa. Nu-i așa? Exact. Atâta sănătate. Și să nu uităm de câte vitamine și proteine conțin aceste produse. Doamna Frătean, vă mulțumim că... Ne-ați încântat în această dimineață cu aceste produse. Am un gol în stomac așa, nu știu cum, parcă deja mie să sar pe brânza aia, tătătăt. Dar mai vedem noi după, în pauză, așa, că punem două melodii să cânte, ca să gustăm și noi, dragii mei. Doamna Frătean ne-a adus și ouă de casă. Deci trebuie să le combinăm. Astea de la soacră mea. Deci soacră mea, la 85 de ani, este o femeie foarte activă. Am învățat foarte multe de la ea, am ajutat mult în... Și... Ea se ocupă acum de găini, de tot ce este de acasă, cu straturi. De 85 de ani de consum, și de produse. Și am învățat și telemeaua și cașul să le fac și urda. Păi de asta ajung de și la ei. De la oraș, eu am fost orășancă, neplecându-i la soțul la oraș, că nu avea ce să facă, ne-am stabilit la țară și într-o perioadă când trăia și socrul meu, i-am ajutat și acum... Ați pornit pe drumul acesta. Da. Foarte frumos. Ne bucurăm să avem parte de asemenea rețete și produse minunate de bună dimineața. Na. Deja, deja nu mai puteți stomacul. Să vorbiți. Aude ceva? Parcă se aude. Așa. Dragii mei, cumpărați produse de Dana Lact și vă spun eu că nu se vă pare rău, pentru că deja... Noi pregătim... Nici nu vă pot eu spune ca să vă fac poftă așa. Hai să dăm drumul la muzică să vedem. Așa. Vă mulțumim frumos, doamna Frătean. Sănătate în toate. Cu Giulia și invitații săi, dragii mei. Așa că ne pregătim pe Raul Oltean. Așa, Țucutie mândră pe tine, zice și... Mirela Mănescu Felea. Mă trezi în miez de noapte. Să duc aceste melodii acolo la stână, la doamna Frătean, la familia dânsei, așa. La toți clienții. Așa, să aveți sărbători fericite și vin la stână, să știți. Nu scăpați din noi. Așa. Dragii mei, și în această dimineață, de la 9:30, avem un invitat special aici, de acolo, mene, până la Bistița. Și ne-am dus până la Bistița și l-am adus aici. Adică, vine el singur, nu l-am adus noi. E bunăvoie, așa? Așa, cu un telefon. Da, până una alta ne cânte Raul Oltean și Mirela Mănescu Felea. Thank you.
mândră pe tine și mai am pe oarecine. Sucu-te pe dumneata și mai am pe cineva. Sucu-te mândră pe tine și mai am pe oarecine. Sucu-te pe dumneata și mai am pe cineva. Mândra mea cu buză moi, sărută-mi-o sară doi măi. Și pe mine mă ferește, numai din ochi închitește. De m-ar săruta o sută, ca mândra nu mă sărută. De m-ar săruta o mie, ca mândra nu-mi place mie. De m-ar săruta o sută, ca mândra nu mă sărută. De m-ar săruta o mie, ca mândra nu-mi place mie. Mândra mea cu buză moi, sărută-mi-o sară doi măi. Și pe mine mă ferește, numai din ochi închitește. Hai mândruță să te țuc, că de mâini mă duc la plug. Zu-ai mare locuitare, gura mea n-are răbdare. Hai mândruță să te țuc, că de mâini mă duc la plug. Zu-ai mare locuitare, gura mea n-are răbdare. Mândra mea cu buză moi, sărută-mi-o sară doi măi. Și pe mine mă ferește, numai din ochi închitește. N-am ce face dacă sunt, nu mă pot băga în pământ. Am noroc că-s cam drăcos și trăiesc ca cel frumos. N-am ce face dacă sunt, nu mă pot băga în pământ. Am noroc că-s cam drăcos și trăiesc ca cel frumos. Mândra mea cu buză moi, sărută-mi-o sară doi măi. Și pe mine mă ferește, numai din ochi închitește. Mândra mea cu buză moi, sărută-mi-o sară doi măi. Și pe mine mă ferește, numai din ochi închitește. Hipocrate spunea, alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Sunt dr. Radu Pop și vă invit să descoperim împreună secretele sănătății. Viața este mai mult decât contabilizarea unor zile, luni și ani. Este mai mult decât o înșiruire de evenimente pozitive sau negative. Zilnic trebuie să luăm decizii care ne influențează prezentul, dar mai ales viitorul. Încotro ne îndreptăm? Cine ne controlează viața? Cum arată viitorul? Fără perspective, viața nu are sens. Demeter Daniel, împreună cu invitații săi, analizează sensul și perspectiva vieții în fiecare marți de la ora 17. Vă aștept! Actualitatea someșană vă aduce în față oameni aleși sau numiți pentru a găsi soluții. Invitați care vor răspunde întrebărilor ce frământă societatea în care trăim. Sunt Ioana Jeler și vă invit să urmăriți actualitatea someșană numai la Someș TV.
s-a lăsat, nu știu, ipotecă, gaj, etc. Da? Dacă are vreo sarcină asupra lui, pentru a putea ști ce cumpere. Trebuie să aibă grijă și de aceste instituții, să nu dea în ele la modul la care o face. Pot fi cele mai importante elemente. Ce vrei mai mult decât să recunoască partea adversă? Trăiește frumos! Bucură-te! Învață cum să fii un părinte bun. Sunt Camelia Pogăcean și vă invit să-mi fiți alături în fiecare vineri la Viața de Familie.
Mă întorc iar în sat, acolo am lăsat cer albastru și copilăria mea. Mă amintea melodia asta, mamă, cinit articolul de aici. Da. Mă întorc iar în sat, adică mamă, eu mă întorc în sat. Tot un articol din Transilvania Reporter, dragii mei, legat de agricultură. Iată că creșterea teribilă a populației din ultima vreme, la fiecare 12-13 ani, se mai adaugă un miliard la populația globului. Face să crească necesarul de hrană și cei care vor avea pământ și care vor putea să producă mâncare, vor putea să trăiască decent. Fără mâncare nu poate trăi nimeni, asta e clar. Cine nu mă crede, să nu mănânce. O zi și a doua zi să discutăm despre importanța agriculturii și despre mâncare. Iată, Ilarie Ivan, doctor în agronomie, dragii mei. Cine nu crede, să încerce brânzeturile pe care noi deja le-am încercat. Și le-am gustat. Și o să vedeți, așa. Da. Mămăliga aia e poate ușor așa, numai o pui, faci rapid, ieși la cuptor și ce mai e, da? Dacă e și săptămâna mare și postim, dragii mei, acolo de săptămâna viitoare putem să o facem liniștit, așa. Bun? Da. Auzi, avem o doamnă din Berința la telefon. Bună dimineața! Hai, bună dimineața! Bună dimineața! Dar ce faceți? Cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunt din Berința, Comuna Copacii Mănăstur și mă uit la dumneavoastră în fiecare dimineață. Da, ce bine! Mulțumim! Mulțumim! Și-aș dori să fac o dedicație pentru o nepoată care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani! La mulți ani! Adriana Tămaș, care îi doresc multă sănătate și fericire, să-și crească copilașii cu drag. Și mă uit la dumneavoastră la meșteri populari. Așa! Fiind un meșter popular și eu de aici din Maramureș. Ia! Tare cu drag îmi plac emisiunile care le faceți cu meșteri populari. Dumneavoastră sunteți meșter popular? Da, da, din Maramureș. Am o expoziție la Bastionul Măcelarilor în Baia Mare, unde acolo și activez mai mult. Dar păi de ce nu vineți la noi aici să vedem? Expoziție cu ce? Cu ce? Cu dantelărie, broderie. No, ia că te v-am... Ați văzut? Eu de câte ori zic că la telefon să ne sune sau pe pagina de Facebook să ne lase acolo un număr de contact, că noi aducem aici. Dumneavoastră facem invitația în direct, să știți. Acum, da, așa. Nu știu dacă pot eu să ajung până la dumneavoastră acolo. Nu am prea ieșit decât în Baia Mare m-am dus. Acum sunt de 3 ani acolo. Și tare îmi place lucru și lucru popular. Ar trebui să ieșiți, să știți. De acolo, din Baia Mare, să veniți până aici la Cluj. Nu-i departe. Nu-i numai... De mult îmi plac emisiunile dumneavoastră cu meșteri populari. No, păi, nu asta vrem să facem, să arătăm lucruri faine, ce le fac oamenii faini, așa, lucruri migăloase, dar faine. Am și ceva costume populare vechi, care tradiționale. Mai așa. Mult de atât, uite. No. Vă așteptăm. Noi suntem zona Chioarului și... Foarte frumos. Zona Chioarului am. Foarte frumos. Este păcat să le țineți doar pentru dumneavoastră și cei din Baia Mare. Ar trebui să-i vadă toată lumea. Îi arătăm de aici, de la televizor, în toate județele în care noi ne vedem. Păi nu? Da, știu, dar nu știu cum aș putea ajunge la dumneavoastră. Oricum mă uit cu tare mare, dragă, și la produsele tradiționale și la... Oare cum ați putea ajunge? Deci, cu tren... Dumneavoastră, dacă veniți în Baia Mare, noi avem acolo la Bastionul Măcelarilor niște expoziții acum și pe 24... După aceea expoziția cu IA pe 24 iunie. Ziua ei, dacă da. Dumneavoastră veniți la asta, acolo mă puteți întâlni. Dar eu nu cred că pot să vin acolo, nu știu, adică nu. Dar de ce? Dar de tren, autobus, mașini, cât ies de venit aici? Da, cum e, așa e, no. O știu... să mai ținem legătura și o să mai vedem. Bine, bine. Să ne lăsați un număr de telefon. Îi doresc la nepoata mea sănătate și numai bine. Nu ne lăsați acolo la în regie la colegul nostru număr de telefon să vă putem contacta. Să avem un număr de contact de la dumneavoastră. Ce ziceți? Da, cum? Nu, sigur, da. Așa e bine. Bine, da, așa bine, deci să nu închideți. Tare frumos, aveți emisiuni frumoase. Sărbători fericite, Doamne ajută să aveți. Doamne ajută, așa, no. Uite ce frumos. Dar trebuie să din Baia Mare, doamnă, să vină până aici la Cluj. Cum? Păi se trezește un pic mai devreme, pornește, nu știu, cât face din Baia Mare până aici, 2-3 ore? Cât? E prea mult, nu știu. O oră jumate, cât să facă, da, de nu-i în capăt de lume. Că de aici la Cluj, am vreo 100 de kilometri și într-o oră jumate lejer, două așa, e aici, la noi. No. Ca să arătăm oamenilor, să vadă, ia, meșteri popular, fac aia. Deci, da, și mai ales că putem arăta și din alte zone. Da, cum să de nu? De ce nu? Și mai ales Maramureșul.
Ce frumos e. Nu? Da. Și în zona de pe Valea Carului, acolo mi-a spus că de acolo are costumul. Da. Foarte fain, așa. Gaci din ea largi, așa, când căpem doi. Să ne îmbrăcăm și noi, să ne aducă doamna niște costume, să ne îmbrăcăm într-o ediție în costum de Maramureș. Și la Giulia, și la Giulia. Iar vedea cu produsele îmbrăcate în niște gaci din aia, așa. Așa, bărbați într-un costum de ăla, nu, glumesc. Și eu și Ana. Îmbrăcăm bărbați, așa. Da, no, dragii mei, am pregătit o melodie faină, bine stă că-s mureșancă, o să ne cânte Leontina Pop în dimineața asta și după aia invitatul nostru special spre final de emisiune, o să vedeți despre cine este vorba. N-am mers până la Bistrița, așa-i? Da, face aproape, da. Adică vin el de la Bistrița, așa-i? Așa, da. Nu. Că pe ni l-a cerut într-o dimineață domnul Leontin, de acolo, de la Beclean, și dacă mă amintesc, cum ai fost, vreau să cânte... Da, hai să vedem cine o să cânte. Surpriză. No, stai. No? Iar stăm. Veronica de la Turda. Bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Să o mește ve. Exact. Da. Mă numesc Veronica de la Turda și aș vrea să fac o dedicație. Ia să auzăm. Pentru fiul nostru, Ciprian Ioan, care pe data de mâine împlinește frumoasa vârstă de 35 de ani. Vai, la mulți ani! La mulți ani! Că plecat, nu mă aude că ai plecat în Italia cu familia și cu nepoței. Da. Dar noi, părinți, Veronica și Ioan, de aici din Turda, le dorim tot binele din lume, multă sănătate și să treacă peste toate greutățile care le au în Italia. Așa e, asta e drept. Dar nu fiți supărate, că tot cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Supărați pentru că vin sărbătorile și e foarte greu fără copii. Și nu au putut să vii acasă, așa e? Păi nu pot să vină când vreau ei. Știți dumneavoastră cum e acolo serviciu. Amândoi băieți îți plecați. Și ce pentru băiatul mai mic, Alin Nicolae, cu Antonella, cu Nicoleta și cu Ioana. Să le spuneți, doamna Veronica, auziți un pic, să le spuneți că dacă mai sunați, când a zis că mâine e ziua? Da. Ce zice să vorbiți cu ei că dimineața, dacă au vreme, că știu cu serviciu, să acceseze internetul pe someștv.ro, atâta, someștv.ro, și vă aud în direct. Da, știu că oricum de seară vreau să le spun. No, așa, bine așa. Face și vă așteptăm deci și mâine la tele. Deci la Ciprian cu nora mea Alina, cu băiatul mai mare Robert, care este mare fotbalist, iubește mult fotbalul, și cu Alex, cel mai mic nepoțel. Le doresc tot binele din lume și multă sănătate și având în vedere că e săptămâna mare, aș vrea o priceaznă cu Cristian Pomohaș, dacă se poate. No, din păcate, pe Cristian Pomohaș nu-l avem. Sau cu Ciprian Pop sau o priceaznă. Deci, pregătim o priceaznă, bine? Bine. Pentru dumneavoastră și pentru familia din Italia. Să fie sănătos, să aibă sărbători fericite. Vă doresc și dumneavoastră multă sănătate și să aveți sărbători cu bucurie și cu sănătate. La revedere. Mulțumim, la fel. Doamne ajută să fiți sănătoasă așa. La revedere. Leontina Popo să ne cânte Bine mșade mureșană și pregătim și o priceaznă. Strat pentru doamna Veronica, pentru familie, pentru cei dragi din Italia. Mai este? Mai este un telefon? Hai să vedem, nu știu. Alo? No. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Vă salută Becleanu, domnul Leontin. Bună dimineața, domnul Leontin. Bună dimineața, v-am auzit cu mare drag, urmăresc în fiecare dimineață. Mulțumim frumos! Am auzit că aveți invitat de la Bistrița, unde îi doresc multă sănătate, fericire, mult succes pe calea cântecului. Dumneavoastră deja știți despre cine este vorba, cred. Poate... nu știu, poate... Radu Arcăleanu, poate, sau... Păi, nu știu, vedem. O să vedeți. Da, multă sănătate, dorim și o melodie să fie interpretarea lui pentru familia mea de la Beclean. Bine, bine, domnule Leontin. Dacă cumva aveți pe sfârșit de... Ați avut o invitație iertare frumoasă de la Gherla, Maria. Doamna, da, o priceasnă foarte frumoasă, mamă dulce, mama mea. Da, așa. Ne-a emoționat și pe noi. Exact, așa am ascultat și am vrut să intru în direct și numai nu am putut să iau legătura cu dumneavoastră. Da, de când dimineața asta ați putut. Așa că... La sfârșit de emisiune, dacă se poate, această frumoasă priceasnă. Da. Doamne ajută, domnule Leontin, să fii sănătos. Doamne ajută, sănătate, multă liniște și sufletească în sufletele noastre. Doamne ajută. Așa. Leontina Pop și pregătim o priceasnă faină. Așa. Thank you.
Meșana la la e la cu Catrinta și Neframa la 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 la. Mă cunosc din Ardeală la la e la după vorba și cheptare la 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 la. Cu mă joc cu bătrânesc măi cu care mă veselesc cu iu și iară iu măi. Da și badișa de bine la 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 mine.
Iată ce priceaznă frumoasă, dragii mei, cântată Ioana Maria Câmpan, Iisus, ne cheamă Jalnic și am avut-o din pe Mureș pe Leontina Pop, mândră, miscăs, mureșană. Așa, să știți, domnul Leontin de la Beclean, că neoasta... Bine ați zis-o. Intuit așa, pe cine avem invitat în această dimineață. Așa, pe Radu Arcălean, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, Amalia și Marcele, vă mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc celor care... Radu, dă-ți drumul la microfon. Așa. Era dat. Așa. Dacă nu... Merge microfonul. Merge microfonul. Așa, merge microfonul. Bună dimineața, Amalia și Marcel. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc postului Someș TV. Mă bucur că ajunge în casele oamenilor. Mă bucur că tot ce e mai frumos, cum este de rustic și de plăcut aici la dumneavoastră și cald, mă bucur că ajunge și la sufletul oamenilor care stau și se uită la această oră la voi și la frumoasele misiuni realizate de Marcel și Amalia. Știu că cam dimineață un pic, Radu, așa, adică pentru unii care sunt mai ocupați, așa, zice, dar, că, până la urmă... zice că oamenii harni se ridică de dimineață. Așa e, ca să ajungă departe, nu? Ca să ajungă departe. Adică de la Bistrița la Cluj, da, în cazul ăsta. Exact. Da. Ce mai face Radu? Pe unde își mai petrece via? Dragii mei, mulțumesc la Dumnezeu, eu sunt bine. Pe drumuri, mai bine zis, pe drumuri. Și mă bucur că astăzi bunul Dumnezeu a rânduit să fiu prezent la voi și vă mulțumesc și îmi cer scuze, Marcel, că am mai fost chemat și n-am apucat din motive personale, nu am putut să fiu prezent, dar mulțumesc la Dumnezeu că am vești bune din sursa care, dragă sufletului meu, mama, este bine și mă bucur foarte mult că am putut să mă ocup de ea în aceste clipe grele și am putut să ajung astăzi și la voi. Ne bucurăm că ai venit la noi pentru că am anunțat că, adică pe undeva am dat niște semne așa că pe cine avem invitat în această dimineață. Tu ești și realizator de emisiuni, Radu, așa? Da, la HDTV Deva. Și acolo oamenii sunt foarte primitori ca și la noi aici acasă și ca și voi, o casă frumoasă, o casă plină de dragoste și o casă care primește cu drag
și trimite oamenilor de acasă tot ce au mai bun și mai cald. Asta încercăm noi să facem aici dis de dimineață, da. Așa, în fiecare zi de luni până joi, să vedem cine sună, vorbesc cu noi, oamenii le place, pentru că noi aducem interpreți care vor să-și promoveze ceea ce fac ei până la urmă, așa ceea este. Ce mai bun și mai ales că apreciază foarte mult, le place muzica populară. Într-adevăr, noi vă mulțumim vouă pentru că noi, alături de voi, putem să ajungem în casele oamenilor, putem să le transmitem gândurile noastre bune, putem să le dăruim ce avem mai cald, mai proaspăt pentru ei. Noi le mulțumim că vizionează Someș TV și vizionează fiecare emisiune în parte pentru a afla despre noi. Pentru că noi, cum nu vreau să folosesc cuvântul mama, marea drumului suntem noi, că recunosc că suntem, dar să știți că ajungem în multe locuri ale țării și peste hotare. Și înseamnă că ajungem la dumneavoastră acasă. Eu de câte ori mă duc în zonă, mă trec mai după la Sălaș, la Bistița, acolo mă opresc, este un local unde mănânc niște mici buni, ciorpă de burtă bună și acolo, doamnă, vreau să spun, că acum am amintit, când la duș pe Radu Arcălean, tămne-o zis de, cred că de anul trecut sau de acum 2 ani de zile și doamna Cuța, așa o cheamă, să știi. Doamna simpatică, drăguță, așa, și că îi place. Îi doresc din partea mea și a voastră, bineînțeles, multă sănătate și domnului de la Beclean, care a solicitat, domnul Leontin, multă sănătate și multă bucurie să-l dea Dumnezeu și tuturor celor care se uită la frumoasa emisiune. Așa, văd aici, Radu. Văd și eu aici. Veți, uite, deci, ia-l tu, așa, așa, și eu l-am făcut, așa. Radu Arcălean, un album de muzică populară. Mulțumesc, da. Mamă frumos. Iată un titlu, da, sugestiv. Așa. Și telespectatorii. Cred că prin acest cuvânt mulțumesc mamei mele care mi-a dat viața, care m-au ocrotit până acum. Așa, și un album de pricezne. Și un album de pricezne, Iisuse veșnic călător, l-am lansat în 2006 cu un alt preasfințitul Irineu Bistrițeanu. Foarte frumos, foarte frumos. Și mai sunt și alte, da, albume, mai este un volum, mai este, da, volumul 1 nu l-am mai găsit, îmi cer scuze. Da. Eu nu mai am, din păcate. Dar deci nu ai volumul, de știi, cizmarul nu are cizme. Dar pe piață se găsește. Nu mai sunt acum, dar o să mai scot un top, deci, dacă mi-aș trebui Dumnezeu. S-au vândut toate, deci este clar. Da, deci s-au trecut foarte bine și eu sper că anul ăsta, în toamnă, să mai realizez un album. Iată că aflăm o poveste interesantă la tine, atâta zbucium al vieții de zi cu zi, da. Ești și realizator de emisiuni, moderator de emisiuni. Da. Cum se face că dacă de la Bistița nu te duci la Deva sau unde, cum, care e locul de stat Baștere. La tine? Cum e? Sau nu e stat vreau de loc? Să vă spun, trenurile merg și în sus și în jos și eu pe ele. Așa. Sau merg microbuzele care transportă persoane, călătoresc și cu ei foarte mult. Și fac naveta mai nou, că trebuie să fiu alături de mama. Și, doamne, îți mulțumesc, e bine. Mama e la Bistrița? Mama este acasă la Arcalia, da. La Arcalia. La Arcalia, da. Deci, Arcalia, care mă așteaptă cu mare drag. Da, 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 exact. Să leagă exact, de nume. Da. Foarte așa. Bine. Așa. Cu ce melodii ai venit pentru telespectatori în această dimineață? Eu am venit cu mama e 6 fecioari. Chiar 6? 6 suntem. Și chiar dacă mama nu se uită în acest moment, îi transmit din toată inima multă sănătate, care mare, mare nevoie, și fraților mei multă bucurie și tuturor celor care vizionează emisiunea Someș TV, multă bucurie să-L dea Dumnezeu și ca Sfintele Paști să vă aducă în casă multă bucurie, sănătate și pace. Primele două melodii, Radu, cum se numesc? Mulțumesc, mama frumos, și mi se însoară prietenii. Mi se însoară, ți se însoară, da, păi, acum dacă după, rând, post, așa, eu... după post, după post cât eu nu se însoară și încep. Așa e. Așa. Vă cântă cu dragă, dragii mei, acum Radu Arcălean. De când mama m-a făcut, eu noroc nu am avut, la 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 la. De când mama m-a făcut, eu noroc nu am avut, la 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 la.
Și oricât l-am căutat, de noroc nici cum n-am dat. La 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 la. De norocușe l-am eu, mulțumesc la Dumnezeu. La 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 la. De norocușe l-am eu, mulțumesc la Dumnezeu. La 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 la. Am noroc că știu cânta și-mi stâmpăr inima. La 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 la. Am noroc că sănătos și am glasul meu duios. La 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 la. Am noroc că sănătos și am glasul meu duios. La 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 la. Doamne, ține-mă așa să petrec cu drag viața. La 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 la. Nu vreau bani, nu vreau avere, Doamne, ține-mă în putere. La 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 la. Nu vreau bani, nu vreau avere, Doamne, ține-mă în putere. La 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 la. Și oricând îți mulțumesc pentru darul tău ceresc. La 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 la. Și oricând îți mulțumesc pentru darul tău ceresc. La 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 la. Șase ficiori, mândri ca șase bujori. Șase bujori înfloriți, de mâna ta ocrotiți, de mâna ta ocrotiți. Ai făcut din noapte zi, să crește atâția copii. Știe sufletul din tine cât s-o fost de greu în lume, cât s-o fost de greu în lume. Și știe sufletul tău cât s-o fost, mamă, de greu. Ne-ai crescut, ne-ai mângăiat și la rău nu ne-ai lăsat, și la rău nu ne-ai lăsat. Ne-ai ținut la pieptul tău, ne-ai ferit de și-o fost rău. Cât e-n viață ai suferit, tată nu ne-ai părăsit, tată nu ne-ai părăsit. Ne-ai crescut pe toți în casă, ne-ai dat creștere aleasă. După ce ne-am ridicat, fișor mari de însurat, fișor mari de însurat. Mândre fete ne-am găsit și părinte am părăsit. Dar mai vine când putem, mamă, să te mai vedem, mamă, să te mai vedem. Neveste și copii, ca să-ți facem bucurii. Ne rugăm la Dumnezeu să te apere de rău, să te apere de rău. Și să te bucuri de toți, de copii și de nepoți, de copii și de nepoți. Așa, într-adevăr, dragii mei, iată, de pe acest album mulțumesc, mamă, frumos, melodii frumoase, melodii atașate de ființa dragă. Și m-am regăsit totdeauna în viața mea personală,
în viața de celor care ne-a dat viață și în sânul familiei. Și de acolo mereu m-am inspirat pentru a mă reprezenta eu. Pentru că mi se pare normal să ne reprezentăm noi, nu să reprezentăm o altă țară sau pe altcineva. Să ne reprezentăm noi ca oamenii să ne cunoască cu adevărat de unde venim și cine ne-a fost mereu alături. Să înțelegem că și textele sunt... Sunt făcute de mine, da, personal. Deci textele de tine. Da, textele sunt făcute de mine, iar cine mi-a fost alături, mentor, pot să spun, Dumnezeu să odihnească și n-am cuvinte de mulțumire. A fost doamna Codruța Romvârtic, care nu o s-o uit niciodată, pentru că mi-a fost alături și la lansare și la pregătirea acestui material. Și gânduri bune, Dumnezeu să odihnească, e greu de vorbit pentru dânsa, pentru că mi-a fost un om aproape. Alături mi-a fost și doamna Valeria Peter Prudescu, un mentor extraordinar, și regretata Maria Ramurescu. Da, iată trei personaje de renume în care te-au îndrumat, da, te-au susținut, ai avut exemplul lor și nu pot decât lucrurile astea. Și începutul meu, nu o să uit niciodată, că a fost un început de 14 aprilie, tot de primăvară. Iată, azi e 15. Exact. A fost de primăvară la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, în 94. Am participat la Muguri de Primăvară. Și uite că au trecut câțiva ani frumoși și au trecut cu oamenii care mi-au fost alături și nu pot să spun decât Dumnezeu să-i ocrotească acolo sus pentru că merită. Poate unii au uitat că începuturile nu au fost ușoare și acești oameni ne-au fost mereu alături. Și nu putem să spunem decât să le fie țărână ușoară. Da, într-adevăr, așa este. Și văd, se vede munca prin albumele pe care există. Aici este iconostasul bisericii mele din Arcalia, de unde vin eu. Îi salut pe această cale arcălenii mei, comuna mea și eu, Măgheruș, care mereu trebuie să le mulțumesc. Deci acolo este la Someșteve, da. Este și eu, Măgheruș. Și eu, Măgheruș, comuna. La Arcalia. La Arcalia. Arcalia, da. Eu vin din Arcalia, comuna și eu, Măgheruș. Acolo am oamenii unde mă regăsesc mereu acasă și mereu îmi face deosebită plăcere să îi duc gândurile lor cu mine și să le mulțumesc că există și chiar mi-aduc aminte că veni vorba, fac o mică paranteză să nu vorbesc prea mult, în concertul de lansare din 2006, m-am uitat acum la o arhivă, că lucrez un pic la o arhivă care vreau să pun și pe un videoclip de al meu, foarte mulți oameni dragi din satul meu, din comună, au plecat dintre noi și au plecat și oameni mari și oameni simpli, oameni fine, cum zicem noi. Și noi. Și ne pare nespus de rău că foarte multă lume a plecat. De câte ori eu cum merg mai rar acasă, tot aud a plecat XY. Dumnezeu să-i odihnească pe toți. Dar e dureros că pleacă oamenii. Da, știi cum e cu aceste lucruri pe care probabil i-am cunoscut mai mult sau mai puțin, dar până la urmă se duc cu ceva frumos al lor, pe care noi, la un moment dat, n-am reușit să luăm. Să luăm de la ei, așa este. S-au dus cu acest secret, s-au dus cu acele lucruri frumoase, dar pe cât de cât, și asta se vede prin munca pe care o fac și mulți interpreți al cântecului popular, care culeg de acolo din zonă și au oameni cu care povestesc, cu care își duc veacul, cu care știm că noi mergem mai rar acasă și mai care suntem mai departe, așa. Marcel, Amalia, vreau să vă spun că uite, venind de ieri încoace, trecând o perioadă grea, m-am gândit că vreau să fac un videoclip, chiar unde am mama și 6 veciori, chiar cu mama. O idee minunată. Unii au spus că n-ar fi prea ok. Nu, pentru mine este chiar foarte bine și chiar m-am gândit la acest proiect că dacă Dumnezeu mi-ajută, cât de curând o să-l fac, numai să... Dea Dumnezeu putere. Să dea Dumnezeu, Radu, să fie așa. M-am gândit foarte mult pentru că unii spun că de ce să... Mie îmi place, dacă poate în videoclipurile mele ați observat că toată stima pentru Leontina Pop, colega de cântec de la Mureș, și mi-a fost mamă în câteva videoclipuri frumoase am avut din Banat, dar o doamnă simplă și modestă și plăcută mi-a spus, de ce nu pui și pe mama ta într-un videoclip? Și mi-a dat un semn foarte... Am zis, măi, uite, niciodată nu m-am gândit, sincer vă spun. Așa este, așa este. Dar uite, promit că în vara aceasta, dacă Dumnezeu mă ține sănătos și pe mama, bineînțeles,
fac un videoclip frumos. Abia așteptăm da. Să vedem, cu siguranță va fi o reușită. Și să știi că s-ar putea să fac chiar cu voi. Așa, da. Cu Someș TV. Da. Foarte fain, foarte fain. Pentru că o zonă e televiziunea, Someș e o televiziune. Acum, dacă Dumnezeu îmi dă putere, poate chiar de Rusali, când se face împănatul fetelor, cu ocazia aia o să fac și sărbătoare, împănatul fetelor. Împănatul fetelor, da, cu tei. Aha. Și ar fi o sărbătoare extraordinară. Da, și poți să legi, da. Exact, se le pot lega. Așa. Iată, acum la final, Radu, vreau să vorbim un pic despre acest album de pricezne pe care tu l-ai... 13 pricezne. Cu cine ai reușit să imprim și cu cine... Deci aceste pricezne... Acest album a fost făcut la Floarea, la doamna Floarea, așa. Aici la Cluj. Și celălalt. Toate Chiorean. Acolo. Chiorean, da. Așa. Iartă-mă că nu venea. Da. Îi mulțumesc, doamne Floarea, și o salut pe această cale, că cred că nu ne-am mai văzut de atunci, de când am terminat materialele, că așa e vremea noastră. Da. Și acolo le-am făcut, dar albumul de pricezne a fost făcut la Catedrală, la Cluj. La Catedrală, la Cluj. Da, la Catedrală, foarte la Cluj. Foarte frumos. Spuneai că... în colaborare cu Corul Catedralei de la Cluj, Armonia. Corul Episcopului Ortodoxe Române din aici... Acolo am avut binecuvântarea înalt preasfințitului Siluan. Ah, Siluan. De Ungaria, da. De Ungaria, da. Foarte frumos. Și dânsul mi-a fost alături pentru acest album, volumul 2. Așa, atât ar mai fi de povestit. Radu, timpul ne presează, să ajungem și la final. Mai avem 10 minute, așa, în care tu, acum la final, o să ne mai cânți ceva, adică din aceste albume ale tale. Da, cum are drag. Dacă tot ai acum în sensoare pretinii, așa să avem că după post... După post putem să mâncăm și brânză. Așa, e tehnic, e una așa părând. Așa, și... Pentru că suntem în săptămâna mare, trebuia să cânte și o priceasă, nu? Așa este, cu drag. Eu vreau să vă spun, dacă îmi permiteți să aduc câteva gânduri bune unor oameni deosebiți, lui Alexandra și Florin. Am oameni dragi la Cluj, celor care mă cunosc, celor care nu mă cunosc, le doresc din toată inima multă sănătate și doamne Jenny din Italia, că ne urmărește, să știți, pe internet. Și vreau să vă spun că mulți oameni din străinătate m-au sunat și mi-au spus că te duci la Someș TV, da, pe să fim atenți ca să intrăm să vedem și noi. Îi salut pe această cale și pe cei de peste hotare, le doresc ca Sfintele Sărbători să le aducă sănătate, bucurie și din partea noastră, toată dragostea noastră, sănătate de la Bunul Dumnezeu, cred că e cea mai de preț. Îți mulțumim din suflet, Radu. Cu mare. Ai fost alături de noi și te mai așteptăm să știi cu drag aici la Someș, de fiecare dată, pentru că poarta Someșului e deschisă. Mulțumesc, adică din toată inima. Pentru toți interpreții de cântec de folclor și de oameni faini, așa cum îi numim noi, dragii mei. La final o să vă cânte Radu Arcălean, mi se însoară prietenii, așa, și o priceaznă faină, să încheiem așa cum... Așa. Deci este Leontina Pop la telefon? Așa, deci nu, deci am crezut că e Leontina Pop așa la telefon, dar nu este. O să vă cânte Radu Arcălean și dacă mai avem vreme și pe Leontina Pop. De ce nu? Că dacă tot vorbeai de doamna Leontina, așa. Dragii mei, noi și mâine și poi mâine, așa, mâine, cu invitați faini, cu oameni faini, așa cum am obișnuit în fiecare dimineață de la 8 la 10. Și așteptăm și pe cei de peste hotare, așa cum spunea Radu Arcălean, să ne urmărească în continuare. Îi salutăm cu mare drag, vă așteptăm să fiți alături de noi fiecare zi, că faină-i viața dimineața. Așa, vă țucăm așa, Ni. La revedere! Măi, la 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 la, n-am cu cine feciorii, la 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 la. Mi se soare prietenii, măi, la 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 la, n-am cu cine feciorii, la 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 la. Se-n soare și-un vârd al meu, măi, la 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 la, musai să mă însor și eu, la 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 la. Ai nu te însura
la la la, că nevasta mult e șere, la 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 la. Nu te e sura mai vere, la 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 la, că nevasta mult e șere, la 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 la. Mai rămâi în sat fecior, la 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 la, de mândre să nu duci dor, la 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 la. Ai bine tânăr și olteai măi, la 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 la, că mers ara unde vrei, la 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 la. Bine tânăr și olteai măi, la 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 la, că mers ara unde vrei, la 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 la. Nu te-ntreabă nevasta măi, la 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 la, unde ai petrecut sara, la 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 la. Am un stâner și cu dor, măi, la 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 la, pe placul mândruța lor, la 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 la. Am un stâner și cu dor, măi, la 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 la, pe placul mândruța lor, la 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 la. Că dacă m-oi însura, măi, la 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 la, mândruțele m-or lăsa, la 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 la. Că dacă m-oi însura, măi, la 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 la, mândruțele m-or lăsa, la 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 la. Ce dulce-i viața cu Iisus, sub crucea lui când te apleci, ai vrea cu dânsul să rămâi pe veci de veci. Ai vrea cu dânsul să rămâi pe veci de veci. Să înduri oricâte lovituri, prin mii de prigoniri să treci, cu Domnul tu ești fericit pe veci de veci. Cu Domnul tu ești fericit pe veci de veci. Când rătăcești nefericit și în chinuri viața ți-o petreci, de laie pe el îți dă alin pe veci de veci. De laie pe el îți dă alin pe veci de veci. Iisus e bucuria ta, o suflete ce-mi plâns petreci, El fericire îți va da pe veci de veci. El fericire îți va da pe veci de câte ori
pe față el căzută și se ruga cu lacrimi de nespus să treacă lumea să nu-i dea paharul suferinței lui Iisus, să treacă lumea să nu-i dea paharul suferinței lui Iisus. O Ghețimani, grădina suferinței, tu ai văzut durerea lui Iisus. Și Iuda când l-a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus, și Iuda când l-a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus, o Ghețimani, grădină neuitată, în tine a plâns a Domnul cu amar, și el se îmbracă în haina suferinței și-și pregătește drumul spre calvar. Și el se îmbracă în haina suferinței și-și pregătește drumul spre calvar. O Ghețimani, aș vrea să fiu în tine, să văd și locul unde Domnul a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng căci pentru mine el a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng căci pentru mine el a plâns.